Dar cu asta, cu Palmaresul, asta, întoarcerea asta la Înalta Curte, victorie mare pentru Gigi, nu? Da, categoric. A? Și așa va fi, mă, nu poate... Nu. Adică termină Gigi, va câștiga tot litigiul? Categoric, bă, că asta e dreptatea, da, bine, multe procese care n-au fost drepte. Bun, dar ai văzut ce ai stalpat? Stați liniștiți, domnule, la ultima intervenție, o să plătească ea 36 de milioane de euro, să vedeți. Hai, mă, face dracule, asta este o tâmpenie, ca și banii aia care i-a cerut mititelul, 296 de milioane prejudiciu mie. Ce zici, că sunt aberații astea? Aberații, mă, aberații, reține ce spun. Nu o să dea niciun ban, Gigi, din ăștia 36 de milioane? Dom'le, Gigi ar trebui felicitat pentru că a ținut Steaua în viață, dom'le. A ținut Steaua în viață. Pentru că avea soarta Rapidului sau al Dinamo. Nu, să te întreb ceva. Dispărea Steaua dacă nu venea Gigi? Categoric. Nu chiar crezi asta? 100%. Cum? Dita mai brandul? Nu se găsea cineva? Pe ce era singurul Gigi cu bani? Păi de ce nu cumpăra acum pe Steaua? Nimeni. Păi nu știu, costă, nu știu. Cât costă acum Steaua, după părerea ta? E 50 de milioane azi? Alu Becali? Da. Alu Becali costă peste 50 de milioane, dar Steaua altă nu costă nimic. Nu, dar lui Becali, FCSB-ul cât costă acum? Sau cum îi spui tu? Dacă n-ai bani, o iei cu 30 de milioane, dacă ai bani, o iei cu peste 50 de milioane. 50-60, a? Da, 50-60. Da, poți să te duci mult. Are jucători care fac bani. Eu zic că poți să te duci și spre 100, că milionul nu mai contează, să știi cum e. Dar uite, este cealaltă care caută un investitor de 2 ani. Da. Nu vine nimeni. Degeaba, domnule, poți să ai o răutate în tine, să fii atâta de om rău, dar să vezi realitatea, domnule. Să vezi realitatea. Nu se poate numai pe răutate, să facem rău la oameni. Dar împăcați-vă, bă, că sunteți oameni, bă. Da, adevărul că uite că n-avea nimeni lângă CSEA. Hai, dom'le, că toată lumea zice, dom'le, că Steaua, bun, dacă e Steaua, de ce n-avea nimeni? Aici ai dreptate. Băi, fraților, uitați-vă la Dinamo, bă, suntem nebuni. Dar crezi tu că murea Steaua dacă nu venea Gigi? Ca Dinamo, mă, Dinamo, uite, Dinamo. Voi ce credeți? Că cei care au venit acum au venit cu bani? Nu, au venit cu marketing, căutând oameni cu bani. Oamenii cu bani sunt puțini și se speriați de pușcărie. Eu v-am mai spus, nu vine nimeni la fotbal după ce s-a întâmplat în fotbalul românesc. Dumnezeu, când i-a băgat pe toți pe Copos, pe Copos merita să se ducă la pușcărie. Dumnezeu. Copos, Nețoiu, Cică Popescu, Memestoica, ăsta, Victor Becali, ăștia, Jean Pădureanu, ăștia sunt total nevinovați, s-au dus la pușcărie nevinovați. Și atunci sunt speriați. Da, dar asta e interesant, să știi, cu CSEA-ul. Așa, uite, stau și eu și mă gândesc și nu, uite, n-a venit nimeni, niciun greucean. Nu, domnule, uitați-vă aici ce vă spun, sunt echipe, de exemplu, eu... Crezi că va ajunge să desfințeze până la urmă CSEA? Domnule, eu puteam să iau petrolul cu 2 milioane, ați mai auzit așa ceva? Știu. Cum să iei petrolul, dar crezi că va ajunge să se desfințeze CSEA-ul? Nu. O ține ministerul? Ministerul are bani. Știu. Ministerul are bani și poate să o țină. În schimb, federația nu poate încă o dată să-i dea niciodată promovarea. De ce? Pentru că este echipă departamentală, rețineți, și așa e legea, e lege organică. N-ai voie. A, deci degeaba cu visele astea. Astea sunt vise, mă, nene. Deci nu vor promova niciodată? Nu, trebuie să facă... Asta e un anunț trist pentru un fan. Trebuie să facă lege în Parlament. Rețineți ce vă spun. Băi, își dau cu părerea toți. Toți își dau cu părerea. A, abuzuri poți să faci, dar nu să respecti legea. Și mie îmi pare rău. Mie îmi pare rău pentru că acolo este un antrenor tânăr, Oprița asta, foarte bun. Au avut un președinte chiar bun de tot și am văzut că l-au curățat. Ăsta care a jucat fundaș, Ogararu, sau Ogararu, da, tare de tot și ăla, cu multă minte, și Ogararu. Înțelegi? Adică are oameni buni și echipa asta a doua a stelei.